Mi-a lipsit, Dan. Mi-a lipsit mult, mult, mult de tot. Dar te-am iertat, chiar dacă tu credeai că n-am să te iert. Nu e foarte ușor să treci cu vederea o aventură. Dar eu am trecut-o pentru că te iubesc. Și de fapt nici nu mai vreau să discut despre subiectul ăsta. Avem lucruri mai importante despre care să discutăm. Să știi că va trebui să termin cu toate prostiile astea în momentul în care vom deveni o adevărată familie. Ai văzut că am început să mă împrietenești cu Bianca? Nu cumva te grăbești, Andreea. Nu mă grăbești și chiar dacă mă grăbesc, lasă-mă și pe mine să visez măcar. Poți să visez? Oricum am să fiu soția ta. Dane, oricum am să fiu soția ta. Și lucrul ăsta, și lucrul ăsta se apropie cu pași repezi, mai repezi decât crezi tu. Serios. De fapt, știi ce e cel mai important pentru mine? Știi? Nu știu. Cel mai important este că în seara asta ai făcut dragoste cu mine. E tot ce contează. Da? Bună, Paula, te pup. Cunosc, sigur că cunosc, da. Da, o cunosc pe doctorița Maria Bratu, mama lui Dănuț. Da, un medic foarte bun. Pentru ce ai tu nevoie de un specialist în spital? Pe toți nedoroasele după anumită vreme, nu fi așa rău de tot? Osteoporoză? Paula, lasă-mă în pace că mă sperii. Sigur că vorbesc cu Maria, este un om deosebit de drăguț și medic foarte bun. Ai, calmează-te, calmează-te. Vorbesc cu ea și îți dau un telefon. Îți dau un telefon, sigur că da. Când te programează, cât mai repede. Bine, Paula, te sărut. Hai, fi calmă că o să trec pe la tine. Te pup. Pa, 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 pa. Oh, probleme, probleme. Te grăbești, nu? Poftim? Ziceam că te grăbești. Mă cam grăbesc, așa e. Știu că ai o grămadă de treburi pe cap, că ești o persoană extrem de ocupată. Extrem de ocupată, da. Am să plec și eu imediat. O să mă îmbrac și o să mă duc acasă. Bineînțeles, okay. Asta în cazul în care e să ai sufletul să mă lași să mă întorc în garsoniera aia mea amărâtă și prăpădită. Ia uite ce e aici pe jos. Dar tu nu ești ocupată cu show-ul ăla de televiziune? Aolo, nici nu mai mi-adu aminte, te rog frumos. Am o grămadă de lucruri de făcut, nu știu cu ce să încep. În primul rând vreau să schimb stilistul, pentru că nu sunt mulțumită de el. Iar apoi vreau să văd ce fac cu machiajul ăsta, că nu-mi convine deloc. Să văd umbre, uite-te și tu, nu știu, trebuie să găsesc cineva care să mă macheze mai bine. Mai eu nu mă percep prea bine, dar nu se vede mare lucru. Mă rog. Atunci spune-mi că sunt frumoasă. Ești, ești foarte frumoasă. Spune-mi că sunt foarte frumoasă, mai spune-mă, da. Ești foarte, foarte frumoasă. Mulțumesc. Ești cu plăcere. Auzi, Dane, ia spune-mi ce se întâmplă cu proiectul ăla nou pe care îl începi. Ai de gând să o angajezi pe tipa aia, Laura, sau nu știu cum o cheamă? Pe Laura? Da, cred că da, cred că o să-i convină. Da, aveți de gând să o angajați? Adică vreau să zic că Laura e o foarte bună arhitectă, în primul rând, știi, mi-ar conveni și mie. Da, și Laura este și o foarte mare mincinoasă în același timp. Poftim? Te faci că n-auzi sau n-ai auzit? Am zis că este și foarte mincinoasă în același timp. Laura e mincinoasă? De da. Ce? Pentru că a spus că tu nu i-ai făcut curte în timpul studenției. Iar mie îmi vine foarte, foarte greu să cred că ți-a scăpat ție o femeie așa frumoasă. Nu, adevărul că nu prea am făcut curte așa. Nu mă interesează. Ești sigură? Da. Nu vreau să intrăm în amănunte, consideră că nici nu ți-am pus întrebare. Bine, o să okay? mă fac că n-am auzit atunci. Pentru că nu vreau să devin geloasă, pentru că sunt penibilă dacă sunt geloasă. Știu. Adică drăguț.
Bine, te las să pleci, că știu că ești ocupat. O să mă îmbrac și o să plec repet. Garsoniera aia mea sărăcăcioasă. Bine, te pup. Auzi, înainte să pleci, vreau să-ți mai spun ceva. Sper să nu te superi pe mine, dar am stă pe limbă dacă nu spun. Zi. Tu nu crezi că ar fi cazul ca Victor să și ia și el zbor așa, pe la casa lui? Bine, în ideea în care mă gândesc că e destul de jenant și pentru el vrea să vină și el cu o fată și, na, în aceeași casă e destul de complicat, zic eu. Te deranjează glumele lui Victor? Mi-ai citit gândurile, rău, rău de tot. Nu sunt o mare fană a fratelui tău. Nu, o să fac ceva în sensul ăsta, sigur o să fac. Da, da, sper că nu o să aștepte până când o să-i construiești tu o casă ca să se mute. Sper și eu. Adică mă gândeam în viața asta să se mute. Sper, sper. Și oricum Victor nu crede în reîncarnare. Hai, te pup, pa! Te pup și eu, da, pa! Pa. Bună dimineața! Singurica? Nu s-a trezit nimeni? De când și-a adus Amanta Victor, nu te mai trezești. N-are nimic, e mai bine, ai scăpat tu de hărțuială. Am scăpat de ce? N-am dormit aproape deloc, mă dor toate oasele, știi ce? Nu, tu nu te-ai dus tu la doctor, poate ai boala aia cu oasele. Osteoporoză? Da. Ce să-mi facă doctorul acum? Măi, deja târziu. Asta e boala vârstei mele, dau eu de tinerică, da. Ia spune-mi, l-ai văzut pe Ștefănuț? Nu, nu l-ai văzut. Nu știu ce-i cu copilul ăsta, nu știu ce-i cu copilul ăsta. I-am lăsat de mâncare? Nici n-a gustat, avea niște hăinuțe. Și palea l-a luat. A plecat zăpăcitul ăsta de copil, a dispărut și nu știu, nu știu nimic. Nu știu ce pot să fac. Bună dimineața! Cum ai dormit? Bine. Bine? Ia spune-mi, știi ceva de Ștefănuț? Ștefănuț? Da. Nu s-a întors? Parcă l-a înghițit pământul. A dispărut. Eu nu știu. Nu mă bag. Ana, ce faci? Ce de vreme? Ai vorbit cu directoarea? Te-a chemat? Delia, eu am renunțat la slujbă. Va trebui să găsească pe altcineva. Cum ai renunțat? Nu te mai mira atâta, Delia. Tu chiar îmi înțelegi motivele. Nu, ce chiar nu. Nu înțeleg niciun motiv. Problemele s-au terminat. Gata. Au înțeles părinții, a înțeles și directoarea, a explicat inspectorul Olteanu. Delia, tu chiar crezi că totul trece așa de ușor? Plec, nu vreau să dau ochii cu copii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, fetelor! V-ați întors la noi? Nu, încă nu m-am întors. Este adevărat că ați făcut ceva de rușine? Nu, nu este adevărat. Treceți în clasă. Ana este în concediu. Ai văzut? Ai văzut ce am spus? Te pup, Luciane, e singur? Unde e, da, Dan? Mi s-a părut că l-am văzut. Nu. Nu-i pe aici? N-a ajuns. Nu te super că nu stau cu tine, că am treabă. Te pup. Okay, ceau. Auzi, Lucian, dacă tot ești aici, mă gândeam că ar fi prilejul ideal ca să-ți mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai acordat. Să știi că mi-ai fost de mare ajutor. Sunt datore vândută la tine. Te refer la... Te interesează? Te refer la Ana Dogaru? Păi la cine aș putea să mă refer eu, decât la Ana Dogaru? Dar sora mea a fost foarte fericită să-mi trimită dita mai mail-ul cu amintiri din facultate. Na, cu amintiri din copilărie. Extrem de utile pentru mine, ca să-mi dobor rivala. Da, ești tare, Andreea. Știu că sunt tare. Dar n-are ce noroc să-l iubească o femeie ca tine. Ah, Lucian, vezi că s-ar putea să înțeleg altceva. Asta înseamnă că mă placi cumva? Tocmai ți s-a întors iubita din străinătate și chiar mie mi s-a părut o tipă de treabă. Fericitări oricum. Da, Laura e o persoană deosebită. Are personalitate. Mă rog, dacă zici tu. Auzi, Lucian, dar nu ți-a fost greu să stai departe de femeia pe care o iubești? Eu nu știam că există bărbați așa ca tine, fideli, zău, în ziua de astăzi. Auzi, Lucian, uită-te la mine. Da, nu te-a consolat nimeni în timpul ăsta? La modul serios, deci chiar vorbesc serios acum. Asta e viața, Andreea. Da, vorba ta, asta e viața. Ai dreptate și tu. Da. Salut. Salut, Dani. Ce faci? Victor. Eram și eu pe aici, nu știu dacă m-ai observat.
Și neînțeles sau că sunt așa invizibilă? Nu, te-am observat. Dar de unde vii? Am dus-o pe Bianca la școală. Ok, bine, văd că aveți treabă. Hai că nu vă mai țin. V-am pupat. Lucian, să-i grijă de tine, da? Te pup. Pa, Andrei. Hai să ne apucăm de treabă. Adică ăsta și eu, a? Nu mi-a ieșit mai bine acum? Așa mă vede artistul. Păi frumos, așa, o, uite. Să vedem pe dos, poate mai... Vai, ce să ne mai povestim, ce să mai spunem. Uite ce, eu cred că îi mai trebuie puțin galben, puțin roșu, puțin alb, puțin mov, puțin negru. Ai pus toate culorile aici, a? Po toate le-ai pus. Și fii atent. Merge... Inimioara, ai făcut-o neagră? Fă-o roșie. Păi nu, că roșie am vrut să fac. Și inimioara asta fă-o roșie. Și inimioara asta fă-o roșie. Și puțin apă, că dacă merge... Liniștea, nu mișcă nimeni, ce s-a întâmplat aici? Nu mișcă nimeni, am spus. Nu mișcăm. Păi ați dat în mintea copiilor, ce aveți? Ce faceți voi aici? Era să fac atac de cord la inima. Mă, auzi, pe voi când vă chinuie talentul așa, de ce nu-mi creați așa de tot? Dispari. Auzi, Ori, iese și mie. Ce faci tu cu țoalele alea de acasă? Nu mai trebuie? De ce? Că văd că cele pe care ți le-a adus Victor nu le-ai luat. Ce-i de gând să faci cu ele? De ce? Ai vreo propunere? Păi n-am să te întreb ce... Să-și cumpere altele, dacă nu le plac, poate să le arunce. Mai bine te-a aruncat pe tine, Victor. Ar fi cea mai bună afacere pentru ea. Și tu ce v-ați vrezi? Vrezi așa, ca să... Dar ce trebuie tu cu Victor, înțeleg. Bravo, mai pupă-l. Nu, auzi, ai pupă-l că merită. Mai ales când vorbește gura fără el și se apucă să spună că s-a culcat cu mine, să audă Dan, să auzi tu. Eram beat. Erai beat. Nu erai beat, ești o vacă. Uite-te la mine! Holstein. Atunci tu ești o oaie țucară. Deci dacă eu sunt o vacă, Holstein, tu ești o oaie țucară. Toată chestia aia a fost o glumă? Dar normal că a fost o glumă. Clar! Ai zis o secundă. Este! Am învins! Feralina! Nu! Bucură-te! Bucură-te de la distanță! Lăsați-mi de pupul de tot! După partea asta! Yes! Bravo! Eu am plecat atunci, dragilor. Văd că starea de euforie aici depășește orice fel de imaginație. La revedere. La revedere, dragă. La revedere. Du-te până nu ne omor pe amândoi. Hai, pași pe covoraș. Ba da, a fost aici. Dănșan a fost aici dimineața. Dar a zis că nu mai vine. A plecat. N-avea cum. Ana e plecată la rude. Să dați ieri raportul? Da, mi-a dat raportul. Și eu am auzit că domnișoara nu mai vine. Ne-a pedepsit pentru că suntem obraznici. Și răi. Luca, nu te credeam așa. Crezi toate prostiile. Azi Bianca a nimerit-o. Nu e adevărat. Eu știu de ce a plecat domnișoara. De ce? De rușine. A făcut un lucru foarte rău și este rușine. Minți. Ba nu minte, nu minte. Bianca, Miruna, ce-i cu gălăgia asta? Treci la loc, Miruna. Eu cred că Ana lipsește puțin, dar se va întoarce. Spune-le și tu. Îmi pare rău. Ana a plecat de la școală. Așa. Asta e. Gata, ai vorbit cu directoarea? Da. Nu mă mai întorc la școală. Cum și știu că e? Tată, dacă nici tu nu mă înțelegi... Bă, înțeleg. Dar ce ai să faci? Ce ai să faci cu anii ăștia în care ai învățat? În care te-ai străduit pentru o slujbă? O să găsesc altceva, tată. Altceva? Altceva. Cum ar fi ce? Cum ar fi ce? Nu știu. Să te închizi în camera ta? Să bocești? Dacă tu crezi că am să mai accept asta, te înșeli. Tată, o să treacă totul, o să uităm, o să o luăm de la început. Nu o să mai fie. Îl uităm și pe arhitect? Ce facem cu marea iubire? Te rog eu frumos, nu fii ironic. Nu fii ironic. Și gelul? Ce-i cu gelul acum? Ce mai e cu gelul? Ce-i cu gelul? Thank you.
Sunt prea multe zerouri, Claudia. De ce te sperie pe tine suma asta? Nu, nu, nici vorba să mă sperie, dar... Dar nu intra în panică, întotdeauna există o soluție. Cel puțin una. Sper că nu-mi sugerez să mă duc la cămătari, că ăștia iau 7 piei de pe om. Mai ajung și pe mâna recuperatorilor. Au rămas niște restanțe neplătite, plus penalizările care sunt enorme. Creditul a fost destul de mare, a trebuit să-mi pun pe picioare afacerea asta. Speram și eu acum să mă echilibrez cu monezile astea bizantine. Monezile bizantine. Mai făcut ceva, da? sunt turnate, dar ți-am spus, ele trebuie să se oxideze, altfel nu fac două parale. Oricât ar fi ele de bizantine, trebuie să stea o vreme în nisip ca să arate ca la muzeu. Ele stau în nisip și eu stau pe un butoi de pulbere. Da. Oh, nu știu ce să fac, am girat cu casa. Sper că nu vrei să mă vezi în stradă. Că de trotuar nici nu poate să fie vorba. Stric prețurile la fetiți. Vai, vai. Nu știu ce se întâmplă cu tine, Claudia. Tu ceri o avere și... Te rog. Bine. Te împrumut. Ești un dulce. Ușor. O să râzi de mine, dar... Mie teamă de Manole. Soții ăștia încornorați de felul lui sunt în stare de orice. Problema e că... Iartă-mă, Claudia, dar trebuie să-mi iau și eu niște măsuri de precauție. Adică? Îți dau banii, nu-ți fă griji, dar... Ar trebui să facem actele la notariat, oficial. Cu termene, timbru sec. Adică tu n-ai... Da, sigur. Mi se pare normal. Ei? E corect. Bate-mi palma. Nu așa. Chiar ce ține ăla în palmă? Aoleu, toată lumea mă întreabă. Da? Ținea și el ce putea, ce? Bravo, băieți. Proiectul e super. Bravo vouă, felicitări. Cu ăsta chiar că o să dați lovitură. Știu că o să avem foarte mult de muncă și de-aia o să fiu direct. Vrei să lucrezi pentru noi? Mă simt foarte flatată. Nu știu ce arhitect a refuzat o asemenea ofertă, dar... Trebuie după șampanie? E... Stai că există un dar. Zi, ce ne aduci în dar? Am lucrat foarte mult timp în străinătate. Am adunat bani, am obosit că am o vârstă. Vreau să-mi iau o vacanță. Să știi că sunt și alte lucruri mult mai importante în viață decât banii. Deci... Ne refuzi? Nu, dar are o poveste impresionantă, să știi. Nu vă refuz, dar vorbim mai bine după anul nou. Vreau până atunci să mă plimb, să încep o relație, să mă plimb cu un bărbat. Ah, tu vrei să mănânci sarmale cu mămăligă, să te dai cu Sania pe la Bușteni? Da, exact. Tu asta ai înțeles, nu? Ei bine, da, atunci. Nu o să mă dau cu Sania. Nu, și noi o să fim ocupați de sărbători, ne spui după aia. Oferta rămâne în picioare, da? Da. Repede la telefon, e urgent, e de la școală. Dar ce s-a întâmplat? E revoluție mare, Bianca a instigat copiii să facă greva. Revoluție? Da, repede. Doamne ferește. Vrei să venim și noi? Stai liniștită. Sărmâna. Bianca, ce faci aici? Noi vrem să se întoarcă Ana. Păi da, e frumos, ce faci aici? Nu mai are niciun rost. Ce nu mai are niciun rost? Dacă aude directoarea, se supără. Așa ceva nu se poate. Miruna a spus un lucru urât despre domnișoara, dar noi nu credem. E o minciună. Eu știu sigur. Ana mi-a spus că n-a făcut nicio prostie. Copii, o iubiți voi chiar atât de mult pe Ana? Da! Păi atunci de ce nu rugați voi să se întoarcă? Tu trebuie să o rogi. Numai din cauza ta a plecat. Bianca, ai grijă cum vorbești, te rog. Bianca, ești cam agitată. Păi e foarte agitată. Nu vrei să te duci acasă cu tati? Nu vreau să mă duc acasă. Eu vreau să vină Ana. Vino un pic. Ana o să se întoarcă. Dar acum nu mai face toată treaba asta aici. Te rog mult de tot. O să se întoarcă Ana. Să-mi zici tu că o să se întoarcă Ana până la serbare? Îți dau cuvântul meu de onoare că se va întoarce. Hai, calmează-te acum, da? Nu mai e grevă! Yeah! M-a
E bine că ai venit. A reparat o țeavă la subsol, s-a spart o țeavă și un subsol așa de nenorocit. Mi-e frică pentru clădirea asta. Dar bine, lasă tu clădirea. Dacă o să cadă, nu mai avem datorii la bancă, să știi. Banca nu mai are ce lua. Du-te, te rog frumos, și schimbă-te, pune-ți un costum pe tine. Dar de ce mă scoți în oraș? Mă duci la fotograf? Mergem la un notariat, hai. Nu durează mult, domnul Manole. Trebuie doar să depui și dumneata o semnătură. Acolo e vorba de un împrumut. De jos ăsta. Ce împrumut? Stai puțin. Ne împrumută domnul avocat. A avut amabilitatea să ne împrumute ca să lichidăm creditul, să plătim restanțele. Adică ce faci tu acum? Te împrumuți la străini? Nu semnezi nimic. Da, ești pornit rău împotriva mea. Cu ce ți-am greșit? Nu sunt pornit, domnule, dar mai întâi încercăm, ne împrumutăm prima dată la rude. Mă duc la Dan, îi cer lui, ne întâlnim azi cu el la cimitir, că doar se împlinesc 8 ani de la căsătoria lui cu Ioana și ne rugăm de el. Poate ne pot ajuta. 8 ani. Nu insista un avocat că nu semnez. Cum vrei, domnul Manole? Când ai, așa e normal. Am venit să vorbesc cu tine, am probleme. Și tu? Copiii au făcut grevă la școală. Nu se poate. Ba, nu. Și Bianca e capul răutăților. Bianca, da, e împreună cu ei, normal. Da. Da. Acum gândește-te și tu puțin, Ana. Cum poți să pleci de acolo? Copiii chiar suferă. Ai venit să-mi aduci informația asta? Da. Și am dat cuvântul meu de onoare, Bianca, că o să te întorci. Ana, de ce râzi? Chiar credeai că o să mă convingi? Da. E bine, de data asta nu, Dan. De data asta nu. Am mai spus, n-are rost să reluăm discuția, n-are niciun rost. Pentru cine n-are rost? Pentru tine, pentru copii? E mai bine să ne vedem fiecare pentru de drumul cine? Lui. Dar la mine te-ai gândit vreun pic? Nu încerca să mă înduioșesc, că are cine să te consoleze. Și nici tu nu încerca să mă faci să cred că nu ești femeia pe care o iubesc. Ana. Dan. Nu încerca să faci asta. Dan, tu chiar nu înțelegi că nu putem fi împreună? Ce cauți asta aici? Ce cauți mai aici? Gelu, lasă-l în pace. Ce cauți mai aici? Lasă-l în pace. N-ai treabă în altă parte? Tu nu vezi că-i faci rău? Lasă-l, te rog. Stai un pic, stai un pic. Nu, e ok. Băi, tu nu vezi că o stresez, mă? Du-te, mă, acasă. Da, m-am înțeles. Ce ai înțeles, mă? Că n-ai înțeles nimic. Hai, mă, care e problema? Hai, mă, afară. Dan. Zic, care e problema? Gelu, încetați, vă rog eu frumos. Încetați. Ce, Ana, te-a convins? Vă purtați ca niște copii, te rog frumos să pleci. Te-a convins Pic Sempras ăsta să fii cu el? Du-te! Băi, auzi ce a zis? Pleacă. A zis să pleci. Pleacă, mă. N-ai auzit că pe mine m-a ales? Da, am hotărât să fiu cu el. L-am ales pe Gelu, înțelegi? Te rog să pleci. Ok. Să nu mă mai cauți niciodată, auzi? Am înțeles, da. Vă meritați unul pe altul, vă urez mult succes. Mulțumim. Încă o dată, Dea, hai, unde te grăbești? Te duci la el, nu? A început iarăși ca veverița să sară așa, țup, țup. Auzi, ce simpatic ești. Știu. Nu mai fi moșii cu mine, că nu-ți folosește la nimic. N-ai înțeles că între noi doi nu există decât o relație de strictly business, cum spune americanul? De care ar trebui să fie extrem de mulțumită, nu? Sau te oftici că meditatoarea a parcat încă unde nu trebuie, a rămas acolo agățată, a? Meditatoarea aia a depășit viteza regulamentară, atâta tot. Iar jumătățile de măsură rămân întotdeauna jumătăți de măsură, Tudor. Da? Și nu dau rezultate. Păcat că lucrul ăsta nu-l înțelege și handicapatul ăla de Dan. Încă mai suspină după ea, plânge. Mă bate gândul să fac cunoștință cu ea. Mi se pare o femeie extrem de interesantă. Și o să-i ofer serviciile.
Da, ce... și cam ce fel de servicii ai putea tu să-i oferi ei, dacă nu sunt extraordinar de indiscretă? Hai, liniștește-te. Mai întâi alea profesionale, după aia... cine știe? Uite că m-am liniștit pentru că eram extrem de neliniștită. Singurul lucru care m-a neliniștit a fost că Sică Ciomag nu și-a făcut cum trebuie datoria. Atâta tot. Haide, că vrei doar să o compromită, nu să o omoare. De ce nu-l pui pe Mario să o scoată din circulație, că așa se uită camel cu după tine? Crezi că l-am observat? Dar știi că asta cred că ar fi trebuit să o fac? Până una alta, tu ai o bilă neagră de la mine, Tudor, pentru că ar fi trebuit să fii mult mai dur cu mironosița, ai înțeles? Ce, nu mai apreciez la filamentul? Știu să fiu dur. Mă leși, mă leși. Ești penibil, mă. Tu chiar nu-ți dai seama, ești om în toată firea. Nu știi când o femeie vrea sau când o femeie nu vrea. Hai, la revedere, lasă-mă în pace. Dane, nu e momentul potrivit, dar trebuie să te rog ceva. Da, zi, Manole, te ascult. Claudia și cu mine avem probleme, adică n-am putut să ne achităm creditul la bancă. Am sperat eu, niște vânzări nu s-au făcut, asta e, nu mi-a ieșit rău. Sigur că nu e o sumă mică, e o sumă... foarte mare. Destul de mare, da. Da. Pare foarte rău că nu pot să vă ajut, dar nu prea am bani disponibili acum. Chiar n-am. N-ai semnat contractul cu Vila Max? Am semnat contractul, dar banii o să intre mai târziu, știi cum e. Peste câteva săptămâni. Da, speram așa, credeam că pot să ne ajuți. Nu, îmi pare rău. Adică n-am sume mari, am niște sume pe cartă, mă rog, am cash, dar nu... Da. N-am niște sume mari care v-ar putea ajuta. Nu-i nimic. Poate împrumutați din altă parte și vă dau eu banii peste câteva săptămâni. Ce ziceți? Ești foarte drăguț. Da. Îți mulțumim. Te salut. Poate, da. Spune-i, Bianca, că mi-e dor de ea și am să o vizitez. Bine.
n-are bani. Bună seara, bună seara. Oh, ce m-ai speriat. Ce faci? Te-o frugicică. Te ce frumoasă e. Ești bine? Da. Ce? Ce mai zici? Ce mai faci? Ia zi, adevărat? Ce să fie adevărat? Ce ai spus? Că m-ai ales pe mine, că vrei să rămâi cu mine. Ce te-ai gândit tu să profiți, a? Credeam că ești mai timidă. Mă, că m-am înșelat. Mulțumesc frumos pentru floare, e foarte frumoasă. Dar nu meri și un pupic. Nu, nimic de tot. Pupic. Ai și pupic, nu da, poți un pupic. M-ai făcut să râd. Mă bucur. Stă bine că nu. Hai să te pup. Ana. Ar trebui să-ți faci bagajele. Mâine plecăm. Mâine plecăm în India. Mâine o să fie ziua cea mare. Mâine plecăm, în sfârșit. Plecăm? Da. Ce? Ai uitat? Nu, Gelu, tu ai uitat că nu ți-am dat niciun răspuns. Poți să aștept. Uite, stau așa, așa. Ana, mergi să te relaxezi, Ana, fără nicio obligație. E călătoria oferită de un prieten vechi. Și fii atentă, uite, dacă te mai gândești, eu am inelul la mine și ne putem căsători acolo. Gelu, te rog frumos, termină, Gelu. Nu-ți dai seama, eu un smoking, tu în rochie albă de mireasă, amândoi orgasm un elefant, plimbându-ne prin grădinile din Jaipur. Stai liniștită, elefanții sunt pașnici, nu sunt copii. Eu copil! Eu copil! Da! Am rezervat biletele, mergem prin Londra, fii atentă, zburăm noaptea spre Delhi, Delhi, Jaipur, Agra, după aia o să mergem în Madras, acolo am eu două turnee. Stai! Și ne întoarcem. Stai că mai amețit de tot, stai! Asta și intenționam. Ana? Da. Bine. Ana? Bine. Mi-am visat că o să mergi cu mine. Noaptea asta... Dacă și tu o să ai același vis, mâine ne vedem la aeroport. Ce nu știi? Nu pot să-l las pe tata. Nu am niciun răspuns. Încearcă să nu te mai gândești, să cântărești pro, contra, gata. Încearcă să visezi doar atât. Eu oricum asta aștept. Sorelina, îmi dai voie să-ți dau un sfat? Te rog. Așa ca pentru tine. Ar fi bine să nu mai lași pe Vic să bea altceva decât apă, pentru că s-ar putea să încurce culorile și să se uite după aia așa și în loc de tine să vadă pe altcineva. Când venim vorba de asta, vreau să fac și eu un anunț foarte important. Din acest moment ne vom ocupa de expoziția lui Victor. Ce vă uitați așa? Adică dacă înțeleg eu bine, Alina, tu ai să renunți să tai pelițele la vivele din piață? Exact. Da? Renunți la manicură? Exact. Cum reușește? Cum reușește? E nativ. Este așa, nu? Da. Am avansat-o la rangul de manager. Se ocupă de PR-ul. Înțelegi, adică te rog frumos. Doamne, nu mă bag. Bravo, felicitări, ce pot să spun. Mersi. Papi, ai semnat-o pe Ana? Poftim? Mi-ai promis că suni, să o aduci pe Ana înapoi. Bianca, dar așa ceva nu este posibil. Înseamnă că e adevărat? Ana a făcut ceva rău și îi este rușine? Da, Ana a făcut într-adevăr ceva foarte rău și are toate motivele să-i fie rușine. Și rămâne la noi? Bianca, asta nu sunt chestii pe care să le discutăm la masă. Hai, mănâncă, e cel mai bine așa. O, de ce
vă place să mă mințiți. Bună seara, bună seara. O, dar ce frumos arătați, familie numeroasă. Ce bine îmi pare. Bună seara, cât îmi doresc din suflet să vă văd așa. Ce bine. Bianca, unde pleci acum? Ce e cu ea? Ce s-a întâmplat? Ce-i copii? Ce-i aici? Ce este? Hai să vorbim un pic, te rog. Mă scuzați un pic. Hai să vorbim un pic, mamă. Dane, te rog, poți să știu și eu ce se întâmplă în casa asta? Te rog, am dreptul. Ia loc, spune. Stai jos. Am nevoie de ajutorul tău. Ce pot să fac eu? Să te muți la noi pentru o vreme, să stai cu Bianca. Mamă, ești bunica ei, copilul te iubește, ai putea să ai un pic de grijă de ea. Dane, nu te înțeleg, nu te înțeleg, băiatule. Spune-mi, ce mai caută Andrei aici? Las-o pe Andrei, e vorba de Bianca acum. Bianca are o fire mai dificilă, știi cum e. Tu ești dificil, Dane. Eu sunt dificil. Nu te înțeleg, tu nu ești hotărât, tu nu vezi că nu ești hotărât. Nu-ți mai dau niciun sfat, nu te supăra. Am terminat cu sfaturile, mereu am dat greș. Nu-ți mai spun nimic. Încearcă să te descurci singur. Nu știu. Nu știu, eu cred că nu e potrivită Andreea pentru tine. Toate aerile astea ale ei de vedetă mi se pare superficială. Nu-mi place, nu știu. Ți-am probabil zis, că mama. Ține la tine, dar... Da, las-o pe Andreea. Hai să vorbim despre Bianca acum. Și e foarte greu să schimb părerea. Nu. Niciodată nu este greu să recunoști că ai greșit. Eu îmi dau seama că greșesc, nu știu, nu. Cred că am greșit și cu Ana, cealaltă. M-am pripit, am judecat-o greșit. Nu-mi dau seama. Ana s-a despărțit de mine. Ziceai tu că părem așa ca o familie fericită, dar realitatea era cu totul alta. Regret, Ana. Și mie îmi pare rău de asta. Da, îmi pare rău. Nu știu, aș vrea să te ajut, dar nu știu cum mai pot eu să te ajut. În realitate, nu-ți mai pot fi de folos. Pare rău. Dane, eu am venit astăzi ca să te văd. Știi că astăzi s-au împlinit 8 ani de la căsătoria ta. Știu. Am fost la cimitir. Era plin de flori acolo. Stau și mă gândesc de multe ori așa că moartea Ioanei a fost... Da, nu știu. O tragedie nemeritată. Nu, la asta mă referam, da, nu știu. Nu știu, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Dane, te rog. Habar n-am, nu-mi găsesc echilibru, nu știu ce să fac. Știu. Bianca și... Mă tentează din ce în ce mai mult ideea de a o duce la Claudia. Cum? Pe altceva ce să fac? Dane, nu se poate. Nu se poate. Fac. Dane, nu știu cum să te ajut. Nu știu cum să te ajut. Crede-mă, nu pot, îți jur. Înțelege-mă, am și eu viața mea. Adică un bărbat? Ce faci? Nu mai rămâi cu noi? Nu, altă dată. Altă dată o să vin acum. La revedere. Doamna. La revedere. Pa, Victor. Vă sărut. Tu nu mai mă vrei. Sunt un copil rău și nu mai mă vrei. Thank you.
Domnul Dogaru? Da. Nechifor Dogaru, aici lângă stație. Da, pe mine mă căutați? De fapt, o caut pe fata dumneavoastră. Da? Mă numesc Tudor Lupescu, avocatul Lupescu. A, să rămână domnișoară Ana. Bună dimineața. Bună dimineața. Dânsul zice e avocat. Da. Tudor Lupescu, avocatul Lupescu. Sunt avocatul casei, dar într-un fel sunt al familiei Bratu. L-a trimis Dan? Nu, mă ocup mai ales de afacerile doamnei Claudia. Ah. Bunica fetiței. Uh-huh. Bianca, dumneavoastră sunteți profesoara ei. Da. Da. N-am putea da. Sta două clipe de vorbă? Puțin. Vă rog. Dar stați, n-am secrete față de tata, să știți. Și chiar nu înțeleg cine v-a trimis și ce vreți. Nu m-a trimis nimeni și nu e motiv de iritare. Întâmplarea face că am aflat de necazul pe care îl suferiți și m-am gândit așa, pur și simplu, că aș putea să vă ofer o mână de ajutor. Aha. Da. Eu n-am bani de dat pe avocat. Nu, nu, nu mă înțelegeți greșit. Domnișoară, nu am venit să vă cer, am venit să vă ajut. Sunt un om cu relații și știu cum merg lucrurile prin justiție. Dar ați suferit un abuz inadmisibil, vi s-a terferit onoarea. Da. Împreună am putea răsturna cerul și pământul, am putea nivela munții, cum spune poetul. Da. Ce? Avem toate motivele și toate argumentele pentru a da în judecată și poliția și ministerul și școala, dacă doriți. Și mai ce? Da, și să-i obligăm să plătească daune morale, să vă restabilească. Adică bani? Onoarea. Putem merge banii, până la Strasburg, dacă... Banii, poți spăla rușinea suferită? Iertați-mă cuvântul. Stai, lasă să termin ce are de spus. Ia spuneți mai departe și mai ce. Nu e vorba de bani. Banii sunt numai o compensație. Știți cum spune cântecul? Nu, banul contează, ci numărul. Dar nu, eu chiar sunt gata să renunț la orice onorariu dacă nu câștigăm. Mi se pare mai cinstit, e fair play. Ați zis că sunteți avocat, nu? Da. Un avocat bun, presupun. Cu experiență, cel puțin. Și chiar nu înțelegeți. Cum asta? Sau vă faceți că nu înțelegeți. Despre ce-i vorba? Nu vă dați seama că asta ar crea un rău și mai mare? Adică? Adică s-ar crea un scandal care nu s-ar putea înăbuși sub tot felul de judecăți din astea avocățești, sub tot felul de scuze publice. Dumneavoastră chiar nu înțelegeți că eu nu mai vreau scandal? Dar nu mai vreau, nu, chiar vreau să uit. Sunteți sub presiune, este injust să suferiți atâta, credeți-mă. Sunteți tânără, frumoasă, dacă îmi permiteți. Vă rog. Da, vă rog, nu insistați. Vă rog eu frumos. E păcat să rămână lucrurile așa. Poate că domnul avocat de familie vrea să protejeze reputația arhitectului. Nu, nici vorbă. Dan Bratu n-are niciun interes în speța asta, vă asigur. Mai ales că am auzit că vrea să se însoare. Da, s-a hotărât să se însoare cu tânăra aceea, cântăreața... Cum o cheamă? Andreea! Dacă vă gândiți, vă mai răzgândiți, vă stau la dispoziție, domnișoară. Sigur că da, mulțumim. Vă conduc. Mai vorbim, ne mai împrietenim. Vă conduc. Vă rog, domnul. N-am Iruna. N-am și tu, Sabina. Bianca, ce faci aici? Bianca, ce faci aici? Ai nebunit de tot? Am vorbit ieri cu directoarea la telefon, era foarte, foarte supărată. Ce se întâmplă cu tine? Te rog eu mult de tot să nu se mai repete, Bianca. Da. Ce da? Vrei să zică lumea că n-aș tu să-ți facă educație? Ce da? Da. Ce da? Recunoști că ai greșit? Voi nu mergeți la școală? Imediat. Bianca, imediat. Bianca, recunoști că ai greșit? Mai bine mă duceam cu Ștefănuț în Italia. Ce asta cu Ștefănuț? Putem? Tu știi ceva? Ce-i nu știu nimic. Promit că o să fiu cu minte. Papi, să te țin și tu de cuvânt. Ce ai promis, Dane? Ce ți-a promis? Știe el ce mi-a promis. Mergem? Ai ceva, anișoară? Făceam puțină ordine printre lucruri. Doamne,
Dar unde ai găsit fotografiile astea? Sunt fotografiile mele de la absolvirea liceului. Dar cum mai trece timpul? Caragiosul ăsta, cu claia asta de păr, era gelul? Eram foarte tineri, tata. Dar tu de ce te-ai apucat să golești sertarele? Ce-s cu lucrurile astea, nu? Ai de gând să pleci undeva? Hoba! Hoba! Uite, am ajuns la biroul lui Paul. Îi facem o vizită, nu? Acolo, îi faci mult. Mă, să le încălzim un pic, mi-e frig. Nu, că deranjăm și nu vreau. Deranjăm pe naibii. De-abia aș bea a treia cafea și mănâncă prăjiturele. În pita mea. Nu. Ți-am spus vreodată că te iubesc? Ți-am spus? Nu. N-am apucat, nu? Nu. Bună, Victore, ce faci? Lucrez. Calcule. N-am știut că vii, nici șefa n-a știut că vii. Bună, Alinuța. Și ce trebuia să știi? Mergem la expoziție, s-au terminat amenajările. Opa, se pare că Moș Crăciun va fi foarte, foarte generos anul acesta. Da, Victor și-a primit deja cadouri. Cine ar da să primești și eu un asemenea cadou, așa o prospătură împachetată cu fundă roșie? Stai jos că trebuie să cum poți ăla. Cauți, omule. Niște apă. Ce cauți? Mi-e sete. N-am apă, știi bine că noi nu avem buget redus. N-ai apă? Ți-ar capul. E pentru șefa, ce... ce faci, dragă? Nu foarte te angajezi bine, la noi, la agenție? E, nu zău. În publicitate, știi? Ai putea juca în reclamele pentru ciorap. Sau, mă rog, pentru poșete. Băi, Gigi, patronul pește, ce te dai așa rotund? Păi uiți că sunt amicul șefa. Și dacă... Mamă, ce parvenit am eu ca prieten. Vai ce de steaua ta. Prieten cu prieten se aseamănă. Aoleu, șefa. Apropo, să știi că eu acum sunt în divorț, lupt să-mi recapăt libertatea. Să știi că Dan se pare că nu o să aibă cadoul cuvenit de Moș Crăciun. Anuța a renunțat la serviciu. Anuța? Dar s-a despărțit. Eu cred că tenismenul și-a băgat coada aici. Gelul Mititelu? Da, gelul Mititelu. Am citit o știre sportivă cum că azi pleacă în India, în Orient, mă rog, la un turneu. Da, și care problema? Și dacă în bagajele lui va fi și Ana, din întâmplare. Game, match, set, cupa deasupra capului. Ups, I did it again. Ah, țar. Pe bune, nu vrei să te angajezi la noi? Paul? Ce faci, domnule, îmi strici recordul? Nu, băi... Băi, ce... Uite, am muncit toată noaptea la... Prieten! Da. Luciene? Da. Lasă aia. Casa asta mansardată unde trebuia să fie? Păi uite aici, la 464. Vino încoace. Vezi că aici acoperă două locuri de parcare. Ai mare grijă. Da, stai puțin să verific. Te rog eu. Uite-te la mine! Tu ești soarele meu! Ești viața mea! Ești aerul pe care îl respir! Ta-n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 a! Sunt cea mai tare din parcare! Mi s-a aprobat spectacolul! Și o să fie în curând! Ei, uite, nu te bucuri! Da. Bucură-te! Tu nu te bucuri? Da, tu te bucuri! Tu trebuie să te bucuri! Ce, ești șmecher? Ești șmecher? A venit la ora și ești șmecher? Nu mă mai bate în seama, a? Hai, cu mama! Iubitule, tu de mine o să te invidiezi. Iubitule, lasă-te aici și vorbește cu mine. Toată lumea o să te invidieze, e cea mai tare iubită din parcare. Și cea mai frumoasă, și cea mai talentată, și cea mai modestă. Și m-am gândit, mai acolășin, m-am gândit diseară să vă invit la localul ăla unde se cântă bine și se mănâncă bine și este foarte mișto și este foarte cool și asta e cool, sunt eu cool! Și dacă n-am bani să plătească el. Nu-i așa, iubitule? Da. Iubitule? Da. Auzi, noroc că vine Crăciunul, că sunteți ca niște murături. N-are nimic? Mie moralul nu mi-l coboară nimeni? Am plecat, gloria o așteaptă! Tu
E soarele meu! Ești viața mea! Ești aerul pe care îl respir! Șupidu-bidu-bidu-bidu! Tu! Ta! Da. Vă rog să-mi spuneți de care adversar vă va fi cel mai tare frică în turneele viitoare. De toți, bineînțeles. Acum o să plec într-un circuit de turnee ATP, la care sper să am mai mult noroc. Sper să mă întorc cu rezultate bune, pentru că acum simt că am șanse și că am acumulat mult mai multă experiență. Știi cum se spune, acum sau niciodată, practic. Cât timp vei lipsi din țară? Mai o perioadă mai lungă să stau. Și sperați să obțineți un punctaj maxim sau credeți că nu veți reuși foarte tare? Sper să urc în clasament câteva poziții bune, câteva zeci. Deci sunteți foarte încrezător pe dumneavoastră? Da. Nimeni nu ne poate despărți acum. Doar tu poți să înțelegi ce simt, ce spun. Ai suflet zi de zi, chipul tău oriunde aș fi. Nimeni nu ne poate despărți acum. Bravo. Să-mi simți lipsa prin casă și am venit să te felicit pentru că stați. Bravo, super. Ce jucării frumoase ai. Eu n-am avut așa ceva în copilăria mea. Uite ce frumoase sunt. De ce n-aveai? Părinții noștri erau mai săraci, aveau o situație financiară mai urâtă și, mă rog, ei munceau, încercau să ne facă traiul frumos și eu la fel încercam să-i ajut, dar, mă rog, asta e. Cum? Cum? Mergeam cu vaca la păscut, mă rog, și aveam și niște căprițe foarte drăguțe, vesele, frumoase, nu, era bine. Ce să mai... Iar vaca face moftori? Vaca, săraca, dacă nu vrea să se miște din loc, poți să-i faci rugămini și slujbe, că oricum nu se mișcă. De acolo nu se clintește. Da. Dar când îi place? Știi cum face când îi place? Dă din codiță fericită și se bucură tot, așa, e foarte drăguță. Hai că te las să termin aici ce ai început. Așa, și mai trec pe la tine mai târziu. Iar pleci? Da, plec. Nu auză tot pe papi al tău, de ce nu-l lase aici el o pauză, o recreație? Toată ziua muncește, e turmentat, sărac. Dar Andreea, de ce nu mergea cu vaca la păscut? Îi era frică? Andreea... Bine, hai, te las. Mai vorbim. Te pup. Bine, pa. Seara, Ildico. Mă, ce faceți? Sunteți gata? Laura e mașină, ne așteaptă. Arată prințul consort, nu e gata. Coboară și el imediat. Poți și tu să nu mai fii răutăcios? De ce? Știi că Andreea e sormenal. Nu mai vorbi. Da, lasă că voi sorile sister știți să vă împachetați bărbați, nu-i așa? Aole, să pot ce-i critică, nu te mai suport. Băi, nu? A, să vedem până cum. Victor, lasă-mă fata. Salut, Lucian. Da, Andreea. Da, venim acum. Băi, nu știu, am senzația că mi-am uitat ceva. Nu, acum venim. Hai că a venit și Lucian. Da. Nu mai aștept mult. Hai, pa. Hai să mergem. Da, mă, hai să mergem. Și am zis că nu mai beau nimic. Da, și eu trebuie să mă abțin. Laura e total anti-alcool. Da, sper că pentru altceva e pe... Hai că vă abțineți voi și beau eu, da? Bine, hai.